Vă salut, stimați apicultori. Vă invit să priviți câți gligori avem noi aici, care ne necăjesc și nu mai știm cu ce să-i gonim și dau busna la albinele noastre. Ia uitați, ia uitați câți sunt de mulți. Așteptăm să duc în țările calde, dar văd că încă nu se gândesc. Sunt foarte mulți. Ia uitați cât sunt de mulți. Nu știu cât se văd de bine în cameră. Ia uitați. Așa în fiecare an ne luptăm cu ei, sunt foarte mulți la noi aici, în zona noastră. S-aud chiar și cum îi mănâncă pliscurile, pac, 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 cum mănâncă albinele. Și fiindcă i-am filmat pe ei, o să vă mai arăt și ce facem noi aici. Deci aici am făcut un loc, am amenajat un loc pentru albini. Deci uitați-vă aici în cape. Uitați-vă, vă arăt așa dintr-un colț. Deci pe tot ce vedeți cu ochii aici, în cap 80 de familii de albini. Să vă arăt și la ce înălțime noi suntem acum. Uitați unde este stupina noastră. Destul de înalt. Suntem la 8 metri înălțime. Aici este a treia treaptă. De ce am făcut așa? Pentru că dacă vedeți, casa este chiar alături, în spate este ușa la garaj și de aici putem să ducem albinele ușor, să le cărăm ușor. Pentru noi este foarte mare problemă cu când îi transportăm. Uitați-vă ce înălțime avem noi aici. Este destul de înalt. Stovim prea mult băieții care cară stupi la deal și totodată ne ia și timp mult să ridice atâția stupi, cred că nu. Deci noi nu punem stupii numai aici sus, mai avem o treaptă mai jos, nu știu în ce măsură se vede, de așa se vede a doua treaptă acolo, iarăși mai în cap 60 de stupi. Și ne ușurează munca. Noi vom ridica pe toți din grădină până sus. Deci asta este ce am vrut să vă arăt. Am vrut să vă arăt mai mult cum ne atacă gligorii. O să vă arăt într-un filmuleț. Deja suntem în... Astăzi este în 8, îmi pare, cu duminică, septembrie. Și deja noi terminăm cu până pe 10, acum terminăm completația cu sirop și vă voi arăta cum se prezintă familie de albini după ce am făcut completația. Acum vom pleca și noi puțin să ne odihnim cu familia și după ce voi veni voi face un filmuleț cu cum se prezintă familia noastră și câtă mere avem în stupină. Iată-i, trebuie să închid, ne ocupăm de
Ligorii gonim, nu mai știm ce să facem de acum cu ei, așteptăm să plece. Vă doresc succes, la revedere!